Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și vă voi prezenta o resursă la disciplina matematică pentru clasa a 5-a, și anume segmente. Și despre la segmente vom vorbi la distanța dintre două puncte, lungimea unui segment, segmente congruente și mijlocul unui segment. Să vedem niște întrebări de început la care puteți să răspundeți foarte ușor. De exemplu, vă rog frumos să luați un liniar și să măsurați lungimea biroului, lungimea mesei la care lucrați acum. Și să scrieți în caiet rezultatul în centimetri. Aș vrea să vă rog să desenați în caiet, cu ajutorul riglei, un segment cu lungimea de 4 cm. Un alt exercițiu, unde vă rog să copiați în caietele voastre acești omuleți și după ce le-ați copiat, o să aveți niște sarcini. Deci să măsurați lungimea piciorului stâng al omulețului roșu, puteți să scrieți pe desen. Vom folosi această imagine simplă pentru a discuta despre distanța dintre două puncte și lungimea. Segment. După cum vedeți, putem să luăm că aceste păsărele sunt așezate peste o dreaptă și picioarele, piciorușele păsărelelor sunt punctele de pe acea dreaptă. Acest desen vă rog frumos să-l copiați și voi în caietele voastre. Și ne vom apuca să măsurăm. Prima dată vom măsura distanța dintre punctele A și B. Desigur, vom folosi o riglă. Aici, în mic, aveți imaginea cum trebuie așezat liniarul pentru a măsura distanța dintre cele două puncte. Pe urmă, vom măsura distanța dintre punctele E și F. Să măsurăm acum distanța dintre punctele P și R. Și acum să măsurăm și niște distanțe puțin mai lungi. De exemplu, să măsurăm distanța BC, deci dintre punctele B și avem cel puțin după desenul meu, avem aceste distanțe. Voi, desigur, este posibil ca în caietele voastre să aveți alte distanțe, le scrieți pe cele care v-au ieșit vouă. Și cu asta am măsurat deja 6 segmente, lungimea a 6 segmente. O altă sarcină de lucru ar fi ca să încercați să reproduceți în caietele voastre acest desen, dar când reproduceți desenul, trebuie să porniți din oricare vârf care doriți voi, nu contează, nu aveți voi. Să vedem cum ar funcționa. Primul segment. Al doilea segment. Al treilea segment, am completat triunghiul.
Al patrulea. Al cincilea. Șase. Șapte. Și ultimul segment. Bravo, ați reușit! Să descoperim acum pe acest segment, pe acest desen, acele segmente care au aceeași lungime. Pentru a face asta, observați că am denumit vârfurile cu A, B, C, D, E și atunci am constatat că A, B și A, C au aceeași lungime, deci putem să scriem matematic că segmentul AB este congruent. Aici le puteți vedea, deci le-am pus unul lângă altul ca să se vadă clar perechile de segmente congruente. Dar ați putea să ziceți și pe bună dreptate că pe lângă aceste perechi de segmente congruente care le-am descoperit până acum, dacă notăm punctul acesta de intersecție a diagonalelor cu O, atunci o să mai descoperim și alte segmente congruente. De exemplu, OB și OE au aceeași lungime și, în mod similar, OD și OE au aceeași lungime. Adică putem să zicem că segmentul OB e congruent cu segmentul OE și la fel segmentul OD e congruent cu OC. O să spun aici am marcat cu săgeți ordinea de parcurgere și de desenare a căsuței. Desigur, mai sunt și alte variante, vă invit să le descoperiți. Și acum vă prezint niște imagini din viața de zi cu zi și pe fiecare dintre aceste imagini, după cum vedeți, există perechi de segmente congruente. Să vedem. Pe imaginea acestei clădiri segmente congruente sunt de la geamuri, de la absolut oricare geam, liniile verticale sunt congruente și nu numai, chiar și liniile orizontale ar fi congruente. Un alt exemplu.
Și aici observăm segmente congruente. Da, exact, ați observat bine. Sunt liniile desenate pe carosabil. Alt exemplu, podul. Deci un alt exemplu, podul. Și aici observăm perechi de segmente congruente, chiar mai multe perechi. Într-o fabrică. Aici avem chiar o fabrică de mașini. Și aici avem în schela metalică segmente congruente. Tot așa, mai multe perechi de segmente congruente. Scara. E clar că și la o scară avem perechi de segmente congruente. Nu numai aceste două segmente, mai găsim și multe altele. Și atunci să încercăm să vedem ce înțeleg prin distanța dintre două puncte.
Distanța dintre două puncte este lungimea segmentului care este format de cele două puncte. Un exemplu, la început, dacă vă amintiți, am măsurat lungimea segmentului AB. Era distanța dintre punctele A și B. Pentru a exprima lungimea unui segment, vom exprima în metri și submultipli. Lungimea segmentului este, după cum vedeți, un număr însoțit de unitatea de măsură corespunzătoare. Numărul îl citim de periglă și unitatea de măsură tot de periglă se citește. De exemplu, aici avem distanța dintre aceste două puncte, care se vede că este 3 cm. Ce înțelegem prin segmente congruente? Segmentele au aceeași lungime. Am folosit imaginea cu scara, unde vedeți tot la fel de bine că avem segmente congruente. Vă puteți nota în caiet. Imaginile, desigur, nu trebuie să le scrieți, dar partea teoretică vă puteți nota în caiet. Și o activitate unde, după cum vedeți, mi se dă segmentul MN și segmentul DS și cu aceste două segmente aveți diferite sarcini care trebuie să le completați. O să vă rog să copiați în caiet și în caiet să faceți toate acele activități. Aveți aici gata completat. Deci lungimea segmentelor este de 6 și respectiv de 2, cum ați văzut înainte pe liniar. Punctele M și N se numesc capetele segmentului. Aici am pus în evidență mijlocul segmentului MN. Temă de casă ar fi, copiați acest desen în caietul vostru sau faceți o poză și încercați să completați. Vă mulțumesc și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!